Portul Drobeta Turnul Severin pare să fie punctul ce unește Consiliul Local al municipiului și lasă la o parte anomazitățile politice. Viceprimarul liberal Daniel Cârjan va înainta în cadrul Consiliului un proiect de hotărâre ce prevede preluarea portului din domeniul public al statului și trecerea lui în administrarea Consiliului Local. Acest proiect de hotărâre se va regăsi pe ordinea de zi a ședinței ordinare de Consiliul Local de pe 26 aprilie și îmi exprim speranța că va primi încrederea și votul consilierilor locali, pentru că acest proiect de hotărâre poate fi determinant pentru dezvoltarea economică ulterioară a municipiului Drobeta Turnul Severin. Până acum, de ani de zile, toată lumea vorbește despre preluarea portului în patrimoniul municipiului Drobeta Turnul Severin, dar nu s-a făcut niciun demers concret în acest sens. Ori această hotărâre de Consiliu Local care prevede un acord de principiu, practic ar reprezenta un prim pas. Proiectul pare să-i pună la aceeași masă pe consilierii locali. Primarul severinean, Marius Creciu, susține că va încuraja această inițiativă, mai ales în contextul în care este un proiect pe care el însuși și l-a dorit foarte mult. Într-adevăr, este o problemă veche a orașului Drobeta Turnul Severin și merită atenția tuturor partidelor politice și eu sunt convins că fiecare dintre cei care au posibilitatea să ajute și la nivel parlamentar și la nivel guvernamental o vor face. Noi am avansat la nivel de discuții, dar pentru a putea să preluăm portul Drobeta Turnul Severin, trebuie hotărâre de guvern, trebuie să venim și să susținem foarte bine această cerere a noastră. Pe zona aceea aferentă portului turistic se pot face investiții de către Consiliul Local, se pot atrage fonduri europene nerambursabile de către Consiliul Local. Una peste alta, acea zonă poate fi prin turiștii atrași un motor de dezvoltare economică pentru municipiul Drobeta Turnul Severin și pentru județul Mehedinți. Faptul că portul nu se află în administrarea autorității locale, făcut ca ani la rând aici să nu se dezvolte niciun fel de investiție, primăria și Consiliul Local neavând acest drept.